Un bărbat din județul Dolj a fost depistat de polițiștii de frontieră mehedințeni în timp ce transporta mii de pachete de țigări pentru a le comercializa pe Piața Neagră din drobeta Turnul Severin. De asemenea, în autoturism s-au găsit bani, telefoane și materiale pirotehnice. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți au oprit în trafic un bărbat în vârstă de 29 de ani domiciliat în județul Dolj, la volanul unui autoturism înmatriculat în România. Aceștia au descoperit și confiscat 4.679 de pachete de țigarete de contrabandă, suma de 8.350 de lei și 200 euro, 3 telefoane Samsung și materiale pirotehnice. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți au desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile, ocazie cu care au procedat la oprirea în trafic a unui bărbat în vârstă de 29 de ani, domiciliat în județul Dolj, aflat la volanul unui autoturism matriculat în România. În urma efectuării controlului fizic al autoturismului și al percheziților domiciliare puse în aplicare, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunse, cantitatea de 4.679 de pachete cu țigarete de diferite mărci, fără marcaje fiscale, pe care persoana în cauză intenționa să le comercializeze pe Piața Neagră din drobeta Turnul Severin, suma de 8.350 lei și 200 de euro, 3 telefoane mobile și 58 materiale pirotehnice. Față de conducătorul autoturismului, procurorul investit în cauză a dispus măsura reținerii acestuia pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Țigaretele în valoare totală de 56.148 de lei, sumele de bani și celelalte bunuri au fost ridicate în vederea efectuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.